Good morning, kids. How are you guys today? How has your week been? Anything fun happen? Anything maybe that you're thankful for to God? What did you guys do this week? Any ideas? Nothing? You didn't do anything all week? Yeah, you must be a little sleepy today. Okay. Well, today I'm going to tell you a little comparison with Legos. Do you guys know what Legos are? How would you describe a Lego? So I have one right here. What does it look like? What color is it? Yeah, it can be many different colors, right? So when you have one Lego, what can I do with one Lego? Not much, right? But when I have a lot of Legos, I can build them together and I can stack them upon each other and I can build something out of it. Like maybe a house, right? So many pieces here. There's white, there's black, there's a window. You can build many things, right, out of Legos. Have you guys ever played with Legos? What did you build out of them? Towers. A tower, yeah. Has anyone built a car or something? I built a house. Ooh, nice. So you guys like playing with them, right? So Legos are kind of like people, I would say. By ourselves, we might be a little small, we might not be able to do anything. But when you're with friends, then you can build something big, you can make something big happen. That's why in our lives, we always have to get out of our box and just meet new people and maybe accomplish something. And there are two important things that we need to remember. To not compare each other to other people, maybe if we're shy, just not to compare each other. And when you do that, you will have something beautiful to build together, right? All right, let's pray. Dear Jesus, thank you for this day. Thank you that you were with us today, that your presence is always with us. We know that you are all powerful. You are always listening to us. Please be with us this week. And let us always to remember that you are always with us and to not be shy and to get out there and meet new people and accomplish great things with you. In Jesus' name, amen. So here I have some pieces of Legos. If you want, you could take some and maybe build something out of it. If you guys want, just take a piece maybe or two. And would anyone like to do some offerings to walk around and collect the offerings? Yep. Here are some baskets.
Fiecare sunet este o adevărată poveste. Însă atunci când execuți toate sunetele, toate acestea vorbesc despre planul de mântuire. Planul de mântuire adaptat la fiecare individ. Numai că câteodată planul de mântuire adaptat la individ nu prea se potrivește cu cel pe care l-a inițiat Domnul. Nu? De aceea trebuie să treacă mult timp până când toți cei mântuiți vor fi în acord perfect cu planul de mântuire a lui Dumnezeu. Fraților, așa după cum sunetul este o poveste, fiecare dintre noi suntem o poveste de dragoste din partea lui Dumnezeu. Și acum vreau să vă prezentăm o poveste interesantă. Și o să invit pe doi oameni, doi frați, două persoane deosebite, fratele Moisescu și sora Jenny Moisescu, să ne spună ceva din povestea lor. Vă invit să veniți în față. Poftiți, vă rog. Puteți să veniți la împot, dacă vreți. Ok, hai. Pacea Domnului, iubiții noștri frați și surori, suntem aici. Să mulțumim mai întâi Domnului și dumneavoastră ca biserică că ne-ați susținut în rugăciunile dumneavoastră. Și datorită acestor insistente rugăciuni suntem aici prezenți în viață. Slăvit să fie numele Domnului, pentru că ne-a răspuns și v-a răspuns la rugăciune. Cu toții am trăit ultimile ore ale anului 2022. Domnul a fost bun și milostiv cu noi, de aceea îi mulțumim și lăudăm numele Lui Cel Sfânt. Din partea soțului meu, al familiei noastre și a mea, venim cu umilință și recunoștință adâncă, fiindcă El ne-a răspuns rugăciunilor noastre și ale dumneavoastră, sincere și arzătoare. În timp de un an, puteam să fi avut doi morți în familie, Denisa și soțul meu. Ea cu COVID și soțul meu cu cancer în gât. Dar în urma mijlocirii, prin rugăciuni și lacrimi amare ale multor frați, prieteni și copiii noștri, astăzi suntem pe picioare, sănătoși și ne închinăm Domnului. E groaznic să vezi pe cineva drag că ar putea muri, dar este ferice să te încrezi în Domnul, Dătătorul vieții, căci El îți va răspunde. Mulți din dumneavoastră ne-ați susținut sincer în rugăciuni, iar în mod cu totul special mulțumim familiei Victor Totpal și Marian Gulerez, care ne-au umplut inimile și mesele cu mâncăruri pe care noi nu eram în stare să le avem când am avut COVID. Și ei veneau de la 25 de mile distanță de casa noastră. Domnul să-i binecuvinteze din belșug cu familiile lor. De asemenea, rudelor noastre din România le mulțumim. Cuvânt sfânt, potrivit pentru situații de groază și frică. Este în Psalmul 116, cu 1 la 5. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Amen.
În continuare, soțul meu spune: mulțumesc soției mele și celor trei copiii noștri care au fost și noapte cu noi. Au fost cu mine în durerea mea. Eu nu voi mai putea vorbi de acum înainte, niciodată, dar mă las, condus de mâna Domnului, pentru tot restul vieții mele. Fie ca Domnul să aibă milă de noi toți prezenți aici, de toți cei dragi nouă și de oricine iubește pe Domnul și cheamă numele Lui în orice vreme. Slăvit, onorat, binecuvântat fie numele Domnului. Amin. Vă mulțumim pentru tot. Nu putem spune decât un singur cuvânt. Mare este Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că de-a lungul perioadei de când funcționează această biserică, am văzut multe minuni aici. Și Dumnezeu demonstrează încă o dată că El este la cârma tuturor lucrurilor, inclusiv la cârma vieții copiilor lui Dumnezeu. Ne bucurăm din toată inima că Dumnezeu a răspuns rugăciunii, nu pentru că suntem noi mai breiși ca alții, nu, ci că bunătatea Lui este extrem de mare și în această bunătate ne-a cuprins și pe noi, pe toți. Frate Moisescu, Domnul niciodată nu rămâne surd la vocea inimii dumneavoastră. Și asta să nu uităm, chiar dacă vocea câteodată nu mai merge, El știe ce se întâmplă aici, ce se întâmplă aici. Și aceasta e valabil la noi toți. Uneori vorbim cu voce tare, alteori gândim destul de puternic. Alteori ne rugăm cu toată puterea noastră, fie cu voce tare sau fără voce. Indiferent cum ar fi, Dumnezeu cunoaște, pentru că doar El ne-a întocmit și știe cam ce se întâmplă în sufletul fiecăruia dintre copiii Săi. Sabatul trecut am participat cu toții la cina Domnului. Și cu acea ocazie am povestit experiența celor 33 de oameni care au trăit pe pielea lor fiecare secundă, fiecare minut, fiecare oră, fiecare zi, fiecare săptămână, fiecare lună din cele două luni de zile care le-au petrecut la o milă și jumătate sub pământ, fiind vorba despre mina Capapos din deșertul Atacama, Chile. Am folosit această ilustrație pentru a arăta că Domnul nostru Iisus Hristos s-a coborât în profunzimile Universului ca să ajungă până la această planetă blestemată de păcat, ajungând și căutându-ne pe fiecare în parte, în toate generațiile, ajungând până la noi și în praful și în pulberea acestei răutăți a lumii, ne-a găsit pe fiecare dintre noi și ne-a adus la picioarele Lui. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru Biblie, pentru cuvântul lui Dumnezeu. Uneori îl prezentăm în mod stângaci, dar indiferent cum ar fi prezentat, El este cuvântul lui Dumnezeu. Și când ne luăm timp suficient ca să comunicăm cu Domnul pe baza cuvântului, El niciodată nu ne lasă în confuzie. De fiecare dată aduce lumină sufletului. Așa a făcut El când a venit să ne caute în adâncimile acestui pământ al păcatului.
Sacrificiul cel mare s-a încheiat la cruce, spuneam data trecută. Cum rămâne cu finalizarea planului de mântuire? Oare s-a încheiat pentru totdeauna? Dacă da, de ce mai suntem aici? Este problema pe care și-o pune încă orice copil al lui Dumnezeu. Evident că nu s-a încheiat, deși el a fost stabilit în foarte multe detalii. Însă ceea ce este interesant este faptul că planul de mântuire continuă să se împlinească mai departe, până la un moment dat. Și citeam data trecută din Evrei capitolul 9, cu 28, 27, 28, și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Și puneam data trecută întrebarea, dacă Domnul s-a dus în cer, ce face El acum acolo? Pentru că în funcție de ceea ce face El acolo, pur și simplu descoperim unde suntem noi astăzi. Asta e foarte important de știut. Este important să înțelegem în detaliu planul de mântuire? Foarte important, fraților. Pentru că trebuie să știți. Solia celor trei îngeri din Apocalipsa 14 trebuie să fie adusă la cunoștința tuturor oamenilor, deoarece în acest mesaj este concretizat ultima parte a planului de mântuire când vorbește despre judecata de cercetare a lui Dumnezeu pentru cei care vor moșteni noul pământ și împărăția lui Dumnezeu și în același timp vorbește acolo despre tot ceea ce se întâmplă dacă oamenii nu vor asculta și nu vor primi pe Domnul Iisus ca mântuitor al lor. Dacă acest lucru nu este studiat și înțeles pe deplin, atunci nu vom putea înțelege pe deplin planul mântuirii. În acest fel, mesajul mântuirii, atât pentru noi, cât și pentru cei din jurul nostru, este incomplet. Suntem uneori surprinși de ce unii intră în biserică, iar alții pleacă din biserică. Este pentru faptul că oamenii aceia nu au reușit să înțeleagă pe deplin planul de mântuire a lui Dumnezeu cu privire la ei. De aceea Ellen White spunea, ținta noastră este să avem ochii ațintiți spre sanctuarul din ceruri unde Domnul Iisus Hristos continuă să facă această lucrare de șlefuire, de scoatere, de respingere, de din viața noastră tot ceea ce este mizerabil. Din cauza aceasta este extrem de important să înțelegem că lucrarea Domnului Iisus Hristos din sanctuarul din ceruri vorbește despre judecata investigativă sau de cercetare. Când auzim despre judecată, cam ne e foarte greu să înțelegem și mai ales să acceptăm acest lucru. Biserica lui Dumnezeu este simbolizată astăzi prin misiunea celor trei îngeri din Apocalipsa, capitolul cât? 14 cu 6 la 13. Asta trebuie să nu uităm niciodată. Dumnezeu nu a adus mișcarea adventă la întâmplare, ci a adus-o cu un scop pentru că este singura secțiune creștină care vorbește despre ceea ce s-a întâmplat după înălțarea Domnului Hristos la ceruri.
Sunt unii care batjocoresc mișcarea adventă, spunând: voi vorbiți despre faptul că Domnul Hristos a dus în sanctuarul din ceruri și că stă în Sfânta Sfintelor și că a fost în Sfânta și apoi a trecut în Sfânta Sfintelor și considerați acest lucru, dar este greșit, spun ei, pentru că Domnul zice că s-a dus direct în cer. Așa e când citești Biblia pe sărite. Însă când o citești la rând și ceri de la Domnul iluminare, vei descoperi că ceea ce Domnul a dat prin inspirație lui Moise să construiască cortul întâlnirii și mai târziu prin David și apoi prin Solomon să construiască templu, a spus în esență ce reprezintă fiecare din cele două despărțituri, prima și a doua. În esență, cea de-a doua despărțitură vorbește cu prisosință despre marea zi a ispășirii. Și din punct de vedere spiritual, noi trăim în timpul marei zile de ispășire, care este foarte aproape de încheiere. Da, Domnul s-a dus în cer. Dar când a fost vorba despre perdeaua din lăuntru templului care despărțea acolo și de dincolo nu putea să intre nimeni decât marele preot, gândiți-vă că în sanctuarul din ceruri nu mai este nevoie de această perdea. Pentru că cel care este sfințit și care sfințește nu este nimeni altul decât Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos. Și dar trebuie să înțelegem că de la o anumită perioadă și până la o anumită perioadă, Domnul Hristos a îndeplinit mai întâi lucrarea unui preot obișnuit, iar după 22 octombrie 1844, potrivit profeției din Daniel, capitolul 8, 14, cu cea mai lungă perioadă care și are împlinirea în octombrie 1844, de atunci și până la revenirea Domnului Iisus Hristos, Domnul împlinește această lucrare de mijlocire, dar în același timp este judecata de cercetare a fiecăruia care a primit asupra lui numele de creștin. Bun. Vreau să vă prezint astăzi cele mai frumoase vești despre judecata în sine. Ce e, domne, cu treaba asta? Voi adventiștii mereu spuneți despre judecata de cercetare. Ce e cu asta? Dacă există ceva care pe foarte mulți dintre adventiști îi face inconfortabili, este tocmai subiectul judecății care n-a fost înțeles pe deplin. Nu am pretenția că voi încerca să explic absolut totul în așa fel încât toți cei care suntem aici să nu plece niciunul fără niciun semn de întrebare. Nu am pretenția aceasta. Însă știu sigur că atunci când ne luăm timp și cerem de la Domnul iluminare, ceea ce am auzit aici, Dumnezeu ne va ajuta prin Duhul Sfânt să înțelegem pe deplin pentru sufletul nostru. De aceea Domnul Hristos în Ioan capitolul 5 cu 39 spunea: cercetați scripturile, căci în ele socotiți că aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Cu toate acestea, amintiți-vă că Scriptura pe timpul Domnului Iisus Hristos nu era alta decât Vechiul Testament. Nu era Noul Testament. Și mulți alți resping Vechiul Testament, spun: da, asta e pentru evrei. Nu, nu. Noul Testament explică sau ne ajută pe noi să înțelegem ce s-a întâmplat în perioada Vechiului Testament. De ce Domnul a ales un popor? De ce l-a instruit? De ce l-a educat? În așa fel încât acest popor să înțeleagă lucrarea mântuitoare a celui care urma să vină, Domnul Iisus Hristos, Mesia, care avea să aducă mântuire pentru toți păcătoșii de pe toată fața pământului. Și acum, de ce toți păcătoșii nu sunt mântuiți? Aceasta discutam noi și data trecută, este problema alegerii. Primesc darul pe care ni l-a dat sau nu-l primesc? Pentru că lucrarea aceasta n-a fost înțeleasă pe deplin, foarte mulți resping Vechiul Testament, spunând:
legea s-a desființat, nu mai este nevoie de ea, pentru că n-au înțeles principiile care se ascund acolo. Acum câteva texte importante. În Apocalipsa 12 cu 10 este un text foarte frumos. Apocalipsa 12 cu 10, vă rog să vă uitați în Biblia dumneavoastră dacă eu citesc bine. Auziți, de aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Aceasta este o veste foarte bună despre judecată. Pentru că dacă l-am întrebat pe Iacov, ne spune că legea lui Dumnezeu este legea slobozeniei, legea libertății. Prima veste bună despre judecată este faptul că ceea ce stă la baza judecății nu este o lege restrictivă, ci este o lege a libertății în Domnul. Această lege este menită să ne elibereze, dacă i-am înțeles adevăratul sens. Această lege îl va justifica pe Dumnezeu cu privire la mântuirea copiilor săi, atunci când acuzațiile diavolului spun, da, el nu merită să fie mântuit. Nu, pentru că el, uite cum este, uite, mânjit în cap până în picioare. Uite-te la el ce haine are preotul, aduceți-vă aminte, Iosua. Nu trebuie, nu e corect, nu este. Și Domnul spune, Domnul să te mustre, Satana. Și Domnul zice, îmbrăcați-l. Adică luați mizeriile de pe el. Judecata, prima veste bună, este o etapă a eliberării de tot ceea ce însemnează presiunea vinovăției păcatului. Pentru că prin mărturisire, Domnul este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Din nefericire, de foarte multe ori noi îl credem pe diavolul. Că zice, nu te uiți mă la tine cum ești. Ce șanse ai tu la... Păi tu îți dai seama că e un foc mistuitor Dumnezeu. Uită-te la tine. Și de foarte multe ori noi credem. Și ne rostoim și ne... În loc să credem cuvântul lui Dumnezeu. Uneori condamnăm pe Eva și pe Adam care l-au ascultat pe diavolul mai mult, dar nici noi nu suntem departe de ei. Auziți, prima veste bună, Dumnezeu prin legea libertății vrea să ne elibereze. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și tu vrei să stai mai departe sub presiunea aceasta tot timpul. Nu. E adevărat, noi citim în Eclesiastul că Dumnezeu va duce la judecată orice faptă, fie bună, fie rea, și aceasta ne va condamna sau ne va, zicem noi, ne va absolvi de pedeapsă. Ok. Sau 2 Corinteni, capitolul 5 cu 10, căci toți trebuie să ne fățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Câți? Toți. Iată. Și diavolul zice, uite, vezi, n-ai nicio șansă, nicio șansă acolo. Nu. Ei bine, în Evrei 4 cu 15 și 16, acolo este o făgăduință mare. Să ne apropiem cu deplină încredere de tronul Harului. Iată vestea cea mai bună. Acolo păcătosul care... a aruncat asupra sanctuarului unde Domnul Hristos mijlocește pentru toți oamenii, atunci când păcătosul aruncă toate păcatele acolo și spune, Doamne, ai milă, sunt un nenorocit, am făcut-o și astăzi. Iartă-mă, Doamne, nu mă lăsa. Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte, să ne curățească de orice păcat. Cu alte cuvinte, cea mai frumoasă veste, vestea eliberării, prin judecată, prin analiză, Domnul vrea să ne elibereze de presiunea aceasta a
fricii, a, știu eu, a îndoielii cu privire la ce se întâmplă acolo. Dumnezeu vrea să ne aducă eliberare. De aceea ne trece pe aici. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Adică să stăm de vorbă. Ai făcut-o și pe asta, nu-i nimic, eu te iert, ai grijă. Nu mai păcătui. A doua veste uimitoare cu privire la judecată este că judecătorul nostru, cât și apărătorul nostru la judecată, nu este nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos. Asta e într-adevăr o veste extraordinară. Aceasta nu e doar o poveste așa de adormit copiii. Este o realitate. Și pe asta trebuie să ne bazăm. Doamne Iisuse, Tu ești Domnul meu. N-avem alt mântuitor. În nimeni altul nu este mântuire. Căci n-avem sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, decât Domnul Iisus Hristos. El pledează înaintea Tatălui nostru când se stabilesc ultimile detalii cu privire la mijlocirea Lui în sanctuarul din ceruri, El pledează pentru sufletul tău și sufletul meu. Da, e ceva inimaginabil. S-ar putea să fie o chestiune complicată, pentru că, în esență, cu privire la procesul judecății, noi zicem, a, e imposibil, judecătorul să fie și avocat. Cum vine treaba asta? Înseamnă că e trucaj. Nu, nu. Ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu totul este cu putință. De aceea aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, zicea Domnul. În casa Tatălui meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus. Dar nu uitați, eu mă duc, pregătesc totul și de așa manieră încât atunci când eu vin să vă iau, să mergeți acolo, acolo unde va fi numele vostru, pus acolo la intrare. Este ceva extraordinar aici. Să auzi, nu știu dacă ați fost într-o sală de judecată, pardon, dacă ați participat vreodată acolo la... Acolo e o sobrietate și, cum să spun, parcă se impune ținuta celor care vin acolo completul de judecată. Și în cele din urmă, la un moment dat, pac, pac, auzi așa gongul, toată lumea se ridică în picioare și apare judecătorul într-o ținută maestoasă. Numai când îl vezi, parcă te ia fiori. Și sala aceea sumbră, așa, parcă se impune o anumită stare de spirit. Însă Domnul vrea să spună că cel care judecă mai întâi a fost apărătorul nostru. E ceva extraordinar. Veniți la mine cu încredere, cu toată inima. Acum este un lucru extraordinar pe care să nu uităm niciodată cu privire la judecata de cercetare. Judecata de cercetare a lui Dumnezeu este în folosul copiilor lui Dumnezeu. Nu este pentru a pune păla la punct, așa cum de obicei câteodată noi facem. Atinge-l pe ăla, lovește-l pe ăla, pedepsește-l pe ăla, bagă-l pe ăla acolo. Nu, 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 nu. Judecata de cercetare a lui Dumnezeu este în folosul nostru. Deci care am spus că e prima veste bună? Prima veste, asta e a doua. Prima veste bună este că ceea ce stă la baza judecății este o lege a eliberării. Dreptatea aceasta pe care Dumnezeu o face ca să ne elibereze de sub condamnarea păcatului. A doua, judecătorul este Domnul Iisus și apărătorul nostru. Și a treia, ceea ce se face astăzi în sanctuarul din ceruri nu este nimic altceva decât o etapă extrem de importantă în favoarea copiilor lui Dumnezeu. Dacă este în favoarea noastră să ne mai temem, în niciun caz să nu ne fie frică de Dumnezeu. Să ne temem să nu păcătuim.
Aceasta este problema cea mai complicată. Și Dumnezeu dorește să ajungem aici. Imaginați-vă, fraților, că prin această etapă importantă din planul de mântuire și din tot ceea ce face Domnul Iisus Hristos, se restabilește faptul că tot ceea ce a întreprins Domnul Iisus Hristos este al nostru, este în favoarea noastră. Să nu ne mai temem niciodată. Suntem ispitiți în stânga și în dreapta. Diavolul urmărește destabilizarea, confuzia, dorește starea aceasta de anxietate în suflet. Însă, nu uitați, această etapă este extrem de importantă. Și gândește-te un lucru. Când noi primim botezul, numele nostru este trecut în cartea vieții. Până când să luăm decizia să fim botezați, Duhul Sfânt se luptă cu mintea noastră, se luptă cu atitudinea noastră, cu felul nostru de a fi, ca să eliminăm din mintea noastră orice prejudecată și ca noi să cerem să avem legământul cu Domnul prin botez. Dar când are loc botezul, numele tău și al meu a fost trecut acolo în cartea vieții lui Dumnezeu. Acum, lupta cea mai mare a celui rău este ca să ne fac în stare să credem că suntem atât de nevrednici încât numai numele nostru este șters din cartea vieții. Și sunt texte care vin și confirmă acest lucru. Însă să nu uităm, încrederea noastră să fie totală în Dumnezeu, în Domnul nostru Iisus Hristos. Tot ceea ce se face în sanctuarul din ceruri este în folosul tău și al meu. Ei bine, când numele nostru a fost deplin clarificat înaintea lui Dumnezeu în sanctuarul din ceruri, atunci Domnul ne declară ca fiind perfecți. Aceasta este lucrarea de sfințire care trebuie dusă până la capăt. Și asta este lupta credinței noastre în care Domnul vine și spune ori de câte ori cădem, ridică-te, prietene, ridică-te mai sus, fiule, ridică-te mai sus, nu te lăsa dobore de întristare. De aceea Domnul a spus odinioară lui Moise să-mi facă un sanctuar și o voi locui în mijlocul lor. Pentru ca ei să știe că întotdeauna grija mea este mai mare față de decât au ei grijă de ei înșiși. Cu alte cuvinte, sanctuarul de pe pământ, în esență, era un model a ceea ce avea să facă Domnul Hristos în sanctuarul din ceruri astăzi pentru copiii săi. Că sanctuarul de pe pământ era în folosul fiecărui evreu, fiecărui iudeu, fiecărui care făcea parte din Israel. Dacă ei ar fi înțeles. Și prin lucrarea lor ei trebuia să explice întregii omeniri. Aceasta era misiunea, să răspândească vestea că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul Lumii. De ce majoritatea lumii creștine nu înțelege pe deplin acest lucru când există părți mari din diferite cărți din Biblie care vorbesc despre acest lucru? Nu cumva există o mare greșeală și chiar o primejdie? Nu cumva noi ca biserică n-am înțeles pe deplin sau nu ne interesează? Asta e o mare problemă. Mare problemă. Frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu pentru lumina care ne-o dă prin sanctuarul din ceruri. El ne-a dat darul nespus de mare prin Domnul nostru Iisus Hristos. În Apocalipsa 3:5 găsim scrise cuvintele: celui ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. E posibil asta? Păi amintiți-vă de Iov. Ce zicea Domnul? L-ai văzut pe X și pe Y? L-ai văzut pe Pavel în Areopag? L-ai văzut-o pe Carmela la spital? Dau un exemplu, mă ierți, Carmela.
L-ai văzut pe X și pe Y acolo? El se teme de mine. El se închină mie. El este copilul meu. L-ai văzut cum stă el acolo și cum vorbește el? Asta vrea Dumnezeu să facem. Să fim martori puternici pentru el. Înțelegi tu, Ciprian? Bine ai venit, by the way. Este un lucru extraordinar. Să vedem această lucrare în desfășurare în favoarea ta și a mea, în favoarea copiilor noștri, în favoarea nepoților noștri. Duhul Sfânt mijlocește pentru fiecare, ca noi să înțelegem ce însemnează acest timp. De aceea în titlu era întrebarea, unde ne găsim astăzi? Ne găsim înaintea Domnului. Și Domnul va trebui să stabilească dacă va rosti numele Lui în fața întregului univers. Numele nostru în fața întregului univers. Căci în cartea vieții acest lucru se întâmplă, nu? Celui ce va birui și biruința câștigat-o Domnul. Numai dacă eu vreau să o iau, Doamne, vreau să fii stăpânul vieții mele. Când noi spunem așa, El ne dă biruința asupra păcatului. Ne lovim, cum a zis un domn, nu mai fumez, dar de câte ori am zis, iar am căzut. Păi da, pentru că ai luptat singur, dar i-ai cerut Domnului să te ajute? Domne, m-am străduit să nu mai mi-aduc aminte de alcool, dar când trec în fața restaurantului, nu pot să mă abțin. Da, pentru că te lupți singur. Ia cere-i Domnului. Și aceasta e valabil cu privire la orice păcat. Când trebuie să-mi pus în fața unei situații, o ispite puternice la care totdeauna am căzut. Dacă gândul tău se duce imediat la Domnul, cu siguranță nu vei cădea. Dumnezeu te va ajuta. Vorbeam data trecută prin experiența de la Atacama despre momentul festiv când aceștia unul câte unul au fost recuperați, 33, și deasupra s-a stabilit acolo, s-au fixat, cei care au vizitat acolo au povestit că s-au fixat 33 de steaguri ca să demonstreze încă o dată că pentru Dumnezeu nu este nicio limită, nicio barieră imposibilă pe care să nu o depășească atunci când strigă un nenorocit. Din fundul pământului El îl scoate de acolo. Acolo este o cruce imensă pusă la intrare și pe o placă sunt gravate următoarele cuvinte. Suntem bine, suntem în refugiu, toți cei 33. Acum, vă rog să vă imaginați, când a început să se audă mișcare deasupra capului lor și că zgomot așa ca de burghiu de sfredel, da? Și când sfredelul acela a ajuns acolo, și când specialistul care s-a băgat pe acea nacelă, pe acea, acel, cum să-i zic, da? Introdus acolo ca să învețe ce să facă. Când li s-a adus Bibliile la ei și a spus de acum urmează operațiunea cea mai grea. Până aici a fost ce a fost. Că au lucrat mașinile, noi de cât am supravegheat. Dar acum este lucrarea cea mai grea. Observați cum am venit eu aici? I-am învățat cum să respire. I-am învățat ce să facă. Și cum să se așeze acolo de așa manieră încât să poată încăpea pe orificiul acela să fie scos afară. Imaginați-vă că unul dintre ei ar fi spus, Doamne, ce mă bași pe mine în chestia asta? Lasă-mă, Doamne, aici. N-a existat niciunul. A fost... Voi face orice sacrificiu ca să ajung la lumină, să ajung la aer, să ajung acolo să mă bucur de ai mei. Și ei, la rândul lor, să se bucure de mine. Fraților, vreau să vă spun, în situația aceasta sunt milioane și milioane și milioane de creștini
cărora nu le pasă de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei prin Iisus Hristos. Ei spun, eu vreau să stau aici, stau cu alcoolul, stau cu tutunul, cu viața mea desfărată, îmi place Domnul aici, nu mă interesează. Din nefericire sunt milioane și milioane și milioane de oameni care întorc spatele sacrificiului imens al Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că oamenii nu știu ce este cu adevărat viața. Nu le pasă. E bine, mă gândesc la un aspect extrem de important. Ne găsim foarte aproape de încheierea zilei ispășirii. Adică lucrării de mijlocire a Domnului Iisus Hristos în sanctuarul din ceruri. Suntem extrem de aproape de încheiere. Când atunci se va spune cine este nedrept mai departe, să rămână mai departe, cine este sfânt să se sfințească mai departe. Cu alte cuvinte, suntem foarte aproape. Suntem în timpul când marea strigare, marea lucrare a Duhului Sfânt care va lumina tot pământul, deja a început în multe locuri ale pământului. Pentru că oamenii au înțeles că nu există o altă soluție decât să fie martor pentru Dumnezeu. E bine, dacă așa stau lucrurile, mă gândesc la faptul că, indiferent cât de mari ar fi problemele acestei omeniri, indiferent cât de complicate ar fi suferințele prin care copiii lui Dumnezeu vor trece, merită să fii credincioși și să stai de partea lui Dumnezeu, indiferent ce se va întâmpla. De aceea, aș dori să ne rugăm, să cerem lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să credem cu toată inima. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem bine și dă-ne putere să fim mesagerii Tăi. O fi nevoie și de noi ăștia de la Portland, unii sunt mai bătrâni, alții așa cum sunt, nu știm limba. Și cum să spui tu la american, cum să spui la ăla din Filipine, cum să stau lângă unii care sunt din Filipine acolo. Am încercat să-i spun, i-am ajutat, le-am dus materiale, tot ce am putut, și văd că la ușă i-au pus pe Buddha acolo, că ei sunt budiști. Și când vine așa, bă, să iei, să dai de pământ acolo. Și întrebă, dar zic, voi înțelegeți cine a fost Buddha? A, zice, nu, dar așa am pomenit. Păi, bine, așa ai pomenit, dar tu vrei să rămâi mai departe în pomenirea asta? Da, și se ridică din umeri, pentru că, practic, ei nu au niciun fel de religie, pur și simplu nu vor. Ia. Le place lumea asta, le place modul lor de a fi. E Domnul vrea să ne scoată și să ne ducă acolo unde știe El. Haideți să ne rugăm. Vă invit să ne vă ridicați. Tată bun, după ce am ascultat cuvântul Tău, suntem copleșiți de bunătatea Ta, de îndurarea Ta, de harul Tău minunat, de sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Și mai ales suntem copleșiți de faptul că Tu îngădui această etapă ultima a planului de mântuire în favoarea noastră, Doamne. Deschide-ne mintea să înțelegem cum se cuvine și să fim gata să spunem și altora tot ceea ce Tu ai făcut pentru noi. Întărește mărturia noastră, alungă comoditatea noastră, dă pricepere în tot ceea ce vorbim, perfecționează-ne limba ca să putem comunica ușor cu oricine. Și dă-ne această dispoziție de a nu lăsa să treacă măcar o zi fără să spunem cuiva de faptul că lumea aceasta se duce și Dumnezeu a pregătit o lume mai bună. Trimite Duhul Sfânt în măsură bogată peste toți copiii Tăi și peste noi la Portland, Doamne. Îndură-Te de toți cei bolnavi, de toți cei suferinți. Alină durerea celor care
au trecut prin situații complicate, Doamne, pentru că lumea geme și devine insuportabilă. Ajută-ne pe toți să înțelegem că Tu ai o lume mai bună și fă-ne mesagerii Tăi cu toată autoritatea și toată puterea. Binecuvintează, Te rugăm, pe toți cei prezenți. Îndură-Te și de familiile noastre, de copiii noștri, de nepoții noștri. Îndură-Te de cei de lângă noi, de vecinii noștri. Fă-ne responsabili în direcția aceasta și întărește dorința noastră de a spune și altora. Harul Domnului Iisus să se reverse din belșug peste fiecare familie a bisericii și peste toți cei cu care vom veni în contact. Îți mulțumim toate acestea. Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt să fie slăvit în veci. Amin. Amin. Rămânem pe picioare.